Bianca este pregătită să ne spună cum stăm cu horoscopul. Ce legătură există între credință și horoscop? Vă spun doar atât. Magii au găsit Betleemul urmărind ostea. Poate de aici ne mai trece furia către sau legat de această rubrică. Dincolo de asta, și sărbătoarea Paștelui este strict legată de cum stau stelele pe cer. Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața. Astăzi nu ajută la nimic să luăm decizii în pripă, la fel cum frustrarea că lucrurile nu ies cum ne-am dori, nu schimbă nici de cum cursul evenimentelor. Chiar dacă avem senzația că suntem ținuți pe loc, curând vom găsi soluții să trecem peste toate obstacolele. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Oricât de echipzuit ai fi, tot apar cheltuieli neprevăzute, ceea ce te stresează mai tare decât de obicei. Asta din cauza că din umbră stă cineva cu ochii pe tine și te presează să dai socoteală. Taur. Mulți nativi își fac griji legat de carieră. Lasă însă lucrurile să curgă și nu-ți mai face scenarii înaintea unei întâlniri sau negocieri importante. Ceea ce este scris în destin să ți se întâmple, cu siguranță ți se va întâmpla. Gemeni. Ai multe semne din partea Universului că nu e potrivit să mergi într-o anumită direcție, dar te încăpățânezi să le ignori. Îți prinde bine să fii mai pragmatic astăzi. Rac. Astăzi este foarte posibil să simți foarte intens invidia sau gelozia cuiva. Stai departe de astfel de comportamente toxice și nu le da atenție. Leu. Ai putea sfârși epuizat dacă nu îți depășești jena sau sentimentele de vinovăție și accepti să faci ceva când tot ce ți-ai dori este fix pe dos. Fecioară. Ai câteva momente când ești foarte negativist astăzi. Totodată te-ai putea trezi în situația în care ai de investigat cine și de ce a împrăștiat niște zvonuri despre tine. Balanță. Astăzi, tot ce ține de finanțe îți produce un soi de neliniște. Nu neapărat pentru că nu ai bani, ci ți-e teamă mai degrabă de investiții sau asocieri financiare proaste. Scorpion. Din punct de vedere emoțional, ești destul de încercat. Este înțelept ca în următoarea perioadă să nu forțezi nota și să nu te străduiești să-i demonstrezi nimănui potențialul tău. Important este să fii conștient de valoarea ta. Săgetător. Universul îți arată ce anume nu este constructiv în viața ta, unde pierzi energie și cine sau ce încearcă să pună stăpânire pe tine. Nu lăsa însă semnele să treacă neobservate. Capricorn. Ai putea recupera ceva din trecut sau să primești o răsplată, indiferent de forma ei, pentru ceva ce ai făcut bine mai demult. Pe plan profesional, ca să ai cu adevărat succes, schimbă-ți atitudinea față de echipă. Vărsător. Provocările din viața ta personală și-ar putea pune amprenta și asupra carierei. Poate că astăzi nu te simți tocmai bine sau ești prins în mijlocul unor certuri în familie. Pești. Dacă nu îți asculți intuiția, este fix alegerea ta, dar să nu te surprindă consecințele. Ai tendința să te lași influențat de sfaturile cuiva decât să îți asculți vocea interioară. Iar alți nativi vor săpa astăzi după adevăr. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumesc!